Ia să-i salut și eu pe tineri, vă salut și vă felicit și vă mulțumesc că contribuiți la păstrarea tradițiilor noastre, nu? Bună ziua, vă salut, dragă! Haideți aici lângă noi, mai aproape, da. Acum, cu ocazia evenimentului nostru, aniversați și dumneavoastră centenarul. Exact. Și eu și cu domnul deputat, având în vedere că... centenarul simplificat prin 10 ani. 10 ani. Da, așa. Deceniu. Să ne încântați, să ne cântați și considerăm că meritați o apreciere din partea administrației publice locale. Ați fost alături de noi, ne-ați sprijinit în activități. Mai mereu, nu cred că este o activitate în Roman la care să nu fiți prezenți cu un moment sau să ne sprijiniți în evenimentele pe care le facem și de aceea vă mânăm o plachetă aniversară. La mulți ani dumneavoastră, echipei dumneavoastră, ansamblului Plaie Moldovenesc și multă sănătate, putere, inspirație mai departe să ne bucurați zilele mai departe și, bineînțeles, și sărbările astea ale toamnei și alte evenimente. Noi să nu foarte mult această proiectă, sunteți alături de noi și noi la rândul nostru suntem și suntem alături de dumneavoastră tot timpul și oricând. N-aveți cum că suntem împreună. Eu ar zice așa, stând și meditând, plecând din filosofia poporului român, sunt foarte frumoase să o păstrați, e o amintire frumoasă, dar știți cum e, foamea trece prin stomac. Domnul primar, eu cred că trebuie să invitați și la o masă să mănânci cât un mic, uite o bucățică de pită, că așa e frumos și tine, dacă cine muncește trebuie să și mânci. Corect? Corect. Să fii și invitați, administrația publică locală vă invită și la masă să mâncați 2-3 și la masă și la dansă, după ce dansă să faci un pic de foame. Am nu știu dacă n-am străcat jocurile, dar asta e treaba. Eu știu că cine muncește trebuie să mânci. Ei și dansează foarte bine. Da. Vă spun că de până de 10 ani, exact acest 10 ani, în timpul ăsta toamna, am înființat ansamblul la Casa de Cultură. Acolo era spațiu de desfășurare și toate condițiile. Și de până de 10 ani au trecut peste 200 de tineri la ansamblu, care au stat 2-3 ani, au plecat la facultate și tot am schimbat generație după generație. Noi vedem că de fiecare dată tot mai apare lume nouă. Și de acum nimeni ăsta a început școala și fete frumoase, ce băieți frumoase. Felicitări și spor în continuare. Suntem cam singurul ansamblu de folcloric din Roman care păstrăm datele, tradițiile și portul popular de prin leagurile romașcanii și comunile limitrofii municipiului. Și mai ales accentuăm mult pe datele și tradițiile moldovenești din, la noi din țară, special. Da. Și după aia, în parcurs și restul. Noi trebuie să, prima dată, să arătăm ce au nostru și după așa aia, este. Că suntem și noi. Sănătate, felicitări, la mulți ani. Succes, la mulți ani. La mulți ani. Se fac, dacă înțeleg bine, 10 ani, un deceniu întreg de 10 ani de tradiții, date în obiceiuri, muncă, pregătire, seriozitate, în primul rând, și mulțumesc pe această cale și tinerilor care au fost, că fără ei nu putem să facem nimic. M-au ajutat foarte mult, cu tinerețea lor, în primul rând, și eu cu experiența mea. Ce urmează? De acum urmează alte generații să formăm, pentru că mulți dintre ei au plecat la facultate, unii au plecat în străinătate, unii au și copii deja, timpul trece, și trebuie să mergem înainte, să nu pierdem datele noastre, tradițiile noastre. Ce reprezintă pentru Plaie Moldovenesc, pentru dumneavoastră, această plachetă? Reprezintă, este de fapt importantă. De ce? Pentru că înseamnă că primăria este alături de noi, n-a uitat de noi și vom fi și noi alături de dâns și atâta timp cât colaborăm bine și toate
evenimentele care vor fi în municipiul Roman, noi vom participa cu drag.